Tot 50 de ani, Dina și Pavel Blaj. Maria și Petre Gălățeanu își amintesc cu nostalgie cum s-au întâlnit, la singurul televizor din satul Iugani, unde se adunau toți cei care vroiau să urmărească emisiunea Dialog la distanță la TVR. Era primăvara anului 1967, iar cei doi tineri nu s-au mai întâlnit până în toamnă, când au decis să rămână împreună. Câteva luni mai târziu s-au căsătorit. De atunci au trecut mai bine de 50 de ani și spun că iubirea, liniștea, exemplul personal și copiii au fost secretele reușitei în familie. Ar trebui să fie mai mulți. Nu. Dar mulți, eu zic că puțini. Puțini, a fost foarte frumos, o viață foarte frumoasă. Deci am avut 9 copii. Toți nouă copii, toți au facultăți, au școli. Nepoți câți aveți? 12. Mai vine al 13-lea. Și Maria și Iosif Farcaș se bucură de 25 de ani împreună cu cei dragi, de o familie frumoasă. E mult, e puțin, cum îi simțiți? Puțin, ca și cum ar fi fost ieri. Ce credeți că v-a ajutat să ajungeți la cifra 25? În primul rând, rugăciunea, împreună. Răbdarea, iertarea și iubirea, bineînțeles. 50 de familii care au aniversat 25 sau 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite la Nisiporești în cadrul celei de-a 6-a întâlniri diecezane a familiilor. Au participat împreună la rugăciune, cateheză și liturghie în jurul păstorului diecezei, preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași. Am dorit ca să înțeleagă că în familie trebuie să fie un climat de iubire, un climat de apropiere, un climat în care toți să colaboreze cu iubirea lor, reușind astfel să devină o mică imagine, mică, simbolică, a ceea ce este în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh. Aceste familii și-au reînnoit jurământul de fidelitate făcut în ziua căsătoriei și au primit o binecuvântare specială. Întâlnirea de la Nisiporești a readus în sufletul participanților frumusețea vieții de familie, a virtuții curăției, necesitatea trăirii în relațiile dintre soți și legătura pe care aceasta o are cu celelalte virtuți, iubirea, credința și speranța. O zi pe care vrem să o dedicăm, cum e și firesc, acestei instituții prima de pe pământ, prima pe care Dumnezeu a vrut-o încă de la crearea lumii, prin care de altfel a și pecetluit, dacă putem spune așa, nu atât soarta lumii, dar vocația ei, și anume la iubire, la deschiderea spre viață și mai ales la continuarea creației. Cateheza, familia și splendoarea curăției a fost ținută de către dr. Oana Maria Goția, profesor la Institutul Pontifical Ioan Paul al II-lea pentru știință despre căsătorie și familie, din cadrul Universității Pontificale din Lateran, Italia. Prima întâlnire diecezană a familiilor a avut loc în anul 2013 la Iași, iar cea din 2018 la Nisiporești, comunitatea care a dăruit bisericii pe Veronica Antal, tânăra localnică martiră a curăției, care va fi ridicată la cinstea altarelor la 22 septembrie în aceeași localitate în care s-a născut. Amen.